În perioada 9-16 iulie, candidații la concursul național de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar, își vor depune dosarele de înscriere la inspectoratele școlare sau le pot transmite și electronic. Proba scrisă din cadrul acestui concurs de titularizare va avea loc în data de 29 iulie, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare în vigoare. Primele rezultate vor fi afișate pe 4 august. Contestațiile vor fi depuse în perioada 4-5 august, iar în data de 11 august vor fi afișate rezultatele finale. Calendarul Complet al mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar este disponibil pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării.